Bună dimineața și bine v-am găsit! Nativii din Zodia Berbecului sunt oameni de casă astăzi, se implică în activitățile gospodăre și își dedică tot timpul familiei. Taurii și critica merg foarte bine împreună astăzi, nimic pare să nu fie la nivelul așteptărilor lor, așa că nu vor ezita în a taxa fiecare pas greșit al celor din jur. Gemenii iau mult prea în serios vorbele spuse în glume ale celor din anturaj, din acest motiv se vor risca unele discuții nu foarte pașnice. Racii vor avea parte de o întâlnire cu o rudă mai îndepărtată, care le va fi de mare folos în proiectele demarate, așa că este indicat să fie cât mai amabil. Leii se implică în prea multe activități și de aceea vor da dovadă de mai puțină eficiență ca de obicei. Mai multă organizare i-ar scurti de foarte multe probleme. Fecioarele vor avea parte de un succes neașteptat pe plan financiar. Dacă își făceau probleme în privința banilor, e bine să știe că nu va mai fi cazul. Balanțele ar face bine să-și țină părerile neplăcute pentru ele. Nu toată lumea înțelege intențiile bune, așa că riscă să stârnească doar antipatii. Scorpionii profită de weekend și se distrează la maxim. Acesta este un lucru bun, însă este important să nu uite de odihnă. Săgetătorii au un plan să pună în practică un proiect de suflet. Vor fi surprinși plăcut văzând că anumite persoane se vor oferi să îi ajute în acest demers. Capricornii nu vor avea o zi foarte bună, se întrevede o dispută cu un prieten care le bătaia cheful și pofta de distracție. Vărsătorii au tot felul de idei de distracție, profită de timpul liber și își încarcă bateriile pentru săptămâna ce urmează. Peștii primesc o ofertă tentantă care îi va pune pe gânduri, sfatul unei persoane mult mai experimentate din anturaj îi va scoate din încurcătură. Acestea au fost predicțiile astrale, ne revedem mâine dimineață, să aveți o zi frumoasă!